Este un oraș care trăiește prin fotbal, trăiește prin luptă. Ca și aerul. M-a dus să-mi fac analizele, au apărut 5-6 asistente doctorițe și vorbeam numai de fotbal. Și eu cum e, mi-e rău. Eu urma când văd injecția, deja era mal. Stăteam cu siringa și le vorbeam de fotbal. Dumnezeule.